Bine ați venit, vă mulțumesc pentru participare. Mulțumesc televiziunii K2 TVRO pentru prezență. Îi mulțumesc lui domnul Marius Finca pentru că fără dânsul eu n-aș putea să fiu prezent aici. Mulțumim doamnei Letiția Belivacă, a venit aici. Să salut din atunci din partea mea, dar și din partea doamnei consiliere. Mulțumim. Bine v-ați înființat. Mulțumim. Eu sunt emoționat că de câte ori ajung la consulat. Pentru mine consulatul este o fereastră mare spre România, nu sunt foarte atent. Vreau ca să transmiteți și la cunoscuți. Aici este un cenaclu care îl doresc să fie viguros, toată lumea să vorbească. Pentru viitor, așa cum ați citit în ziar, vreau să fie și câte un președinte de ședință. Cine vrea să prezinte cenaclu? Aici este o șapcă în capul. Este urna. Să-și bage aici biletul, numele cu biletul și să facem o tragere nașor. Sau sunt mai multe persoane mai inteligente ca mine, recunosc. Luna viitoare este iulie. Luna voi cuca urmări Traian Gărcuș, dacă nu poate Maria Costache. Nu voi fi definit, din septembrie încolo. Marius Finca, George Filip, Farcaș, Melania Rusu. Rețineți ordinea, așa rămânge în continuare. Începem. În ce parte începem? În pace sau cum doriți? Așa, da. În sensul al... Vă anunț încă 20. Doamna, distinsa doamnă, va veni la o viitoare ședință cu o expoziție de caricaturi. N-am spus, am venit cu o propunere. Nu. Că pot să dau lecția asta, nu știu 20 de ani în România. Bun, cine dorește? Care? Bun. Doamna Melania, doamna, aveți ceva, doamna, aveți ceva de spus? O epigramă, ceva, o poezie, o glumă? Un banc. Are. Nu, sunt o mare timidă. Bun. Și dacă nu fac programul dinainte, nu sunt capabilă să mă produc. Bun. Doamna Ruș. Da. Doamna Melania. Dedic două epigrame cenaclului nostru. Cenaclului epigrameștilor Montreal de bun augur. Într-un cadru plin de haz s-a înființat un club select. Moară alții de necaz, când o fi, să ia de piept. Cenaclului epigrameștilor Montreal, varianta 2. Dintr-o toamnă de tot hazul, cincinați montrealezi vor să ia de piept necazul, chiar dacă mint, tu să-i crezi. A treia. Cine n-a fost aici, sunt intervenții de 5 epigrame. Da. De 5 epigrame și se revine după aceea. Da. O epigramă cam tare pentru sexul feminin. Unei vampe. Deci ai pus gico cercei, de atârnă până la brâu, toți bărbații fac cercei. Culpa ta, ține-i în frâu. Unui plagiator în serie. Dacă prin politichie e tot profis de plagiat și dacă răzuind marca faci afaceri copiat, de ce n-ai sări și calul, dâzloiama și galatul? Doar avem și vaci nebune, de neapucă căpiatul. Unui diabetic pătimaș în ale paharului. Cu clondirul prins în brâu, lângă o insulină lină,
își vrede mândra divină doar prin abur de rachiu. Mulțumesc! Da. Cine? Doamna Caț? Nu? Nu. 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 Domnul Nițu? Doamna, doamna doctor? Nu. Domnul Fincă? Cine vrea să ridice mâna și domnul... La tura a doua, să mă scuzați pentru întârziere, la tura a doua vă spun și eu vreo două. Domnul profesor, o facem pe cala militării aici, nu e pe limitatului. Domnul Filip, Igenț, am început cu mine, dacă vă distrug părerea. În etimologia greacă, Filip înseamnă iubitor de căi, cai. Etimologia greacă și că-i blând cu armăsarii, dar pe aici el vrea o leacă să iubească și măganii. Vă râdeți. Vă referiți la mine? La nu, o colegă, lasă, poate. No. Avem, lăsui. Cred că e autoepigram. Lui Gărduș. Lui Gărduș. Zisa Domnului. Petre e clar, secția eternitate este furt, trimite-l dar spre posterioritate. Posterior înseamnă partea de urma ca lui. Cernaclui nostru păstorel, prin viața sumbră aș vrea nițel să-l țin în umbră pe păstorel. Sunt modest. Unui doctor de tis, pe potejile între unghiuri, îmi duc falca la dentist și mă dă la mii de junghiuri. Știe că sunt epigramist. Doamna Letizia, astăzi, bacuri, astăzi, domnul Farcaș. Da, eu mergând pe ideea doamnei Meștea cu, cu caricaturi, nu? Caricatură, da. Pe care se pot construi epigrame. Asta tot epigram. Sigur. Da. Eu mă ocup de mult de treaba asta. Atunci când stau mai rău cu inspirația, iau niște imagini de pe internet care le asociesc epigrame și mâna din mai departe. În boza asta sunt... aici este Viorel Lis cu Iudita lui, iar aici Silvia cu Andreea Maria. O fi fiș. Da. După către cameră să se filmeze și despre ce vorbim. Epigrama sună cam așa. Dornic de o aventură, a poftit-o în natură. Obiceiul se mai poartă când natura nu e moartă. Da. Natura când nu e moartă. Da, natura cu ghilimele. Nu, la asemenea natură nu s-a. Următoarea? Da. Pentru că trebuia să aibă loc meciul cu Bute, care nu a mai avut loc, dar totuși astea scoase din arhivă, n-au legătură cu data când trebuia să aibă meciul. Hai să ajungem la domnul Gărduș. Da. Nerăbdător. E nașimentul. Da. Puteți să puneți să nu fim întreruți? Da. Da. Mai zice ciocumic. Asta se referă la Bute și Elena Udrea de pe vremea când i-a dat Froza de Brand să o reprezintă în lume. Printre atâtea microfoane, chiar de tare în croșeu, tot privind la silicoane, a cedat la decolteu. Iar aici este legat direct de Froza. Citește-mi cum mai departe. Fără nicio opoziție, fără nicio opoziție, Frunza el o să o poarte. Doar cu o singură condiție, să-i o dai tu la o parte. Da. Că o dă la o capră sau una. După ce o dă la o parte, poate să fac ce vrea pe ei. Domnul Dacu, ați amintit de bănică, nu? Da. O să cânte acum în pauză. Știți că la un moment dat, ca să-și vândă discul, el a zis, cumpere discul, primești un borcan de o cutie de margarină. Uitați, aici am dovadă. Da. Dacă vrei să o vizi pe Veta, bine ar fi să schimbi rețeta. Și pe lângă margarină, mai adaugă și o măslină.
Mai am repezitos la măslină. Asta nu știu dacă să citesc. E puțin cam de ochiață. E de mult. A, nu se consumă. Da? Ce n-am numărit. E ultima cu pe tema Butei și Udrea. Da, da. Asta e ce declară Udrea. Când în ochii îl privesc, stau de fapt și mă gândesc. Dacă forța ce o are, e ca cea dintre picioare. Dar suntem între adulți. Aveți pregătit ceva? De gânduși, ce pot să zic? Că ceva talent el are. Dar talentul e prea mic și cravata mult prea mare. Bravo, Gina! Bravo, Gina! De bine că bravo, Gina! Mă aveți ceva că aveți voi la ceva? E acum a văzut. Dar și drumul, timpul trece. Mai ia poțate. Domnul Vechi. Da, am înțeles. Chiar o poezie scurtă, nu e neapărat. Te-am dorit într-o idilă, te-am iubit și am sperat. Dar aflând că nu ai zilă, din viața mea te-am radiat. Doamnă, să mai veniți, vă rog. Îmi dumneata în eclipsă și talentul e răsit. Nu cumva crezi că e o lipsă că nu m-ai descoperit? Categorie. Descoperit-o să termină. Domnul Vechi. Epigrama e o artă. Cu suflet de spirituși. Se poartă. Dintre cei aleși de soartă, noi avem pe tegărduși. Bravo, Vechi. Domnul Gătuși, 3 minute aveți. Trei jumătate din volum. Domnule, mai fiind la un cenaclu al epigramișilor, vă citesc unul de la care țin foarte mult și care e definitorul pentru toștii de aici, că toți iubim epigramate, nu am fi aici. Rondelul epigramei cu o idee de-a micului Mircea Unesutintus și se dedică tuturor maestrilor epigramei în viață și plecați pe atâta rămâni, unde ne vom întâlni cu toții și vom face acum un cernacul și mai și pentru că acolo sunt mari de valoare de fapt. Nu e așa, George? Nu, eu nu vin. N-am de băut aici. Dar n-ai auzi de epigrame. Nu, să-ți dau eu. Epigrama gens, deci rondelul epigrame. Acum știți cu idee dedicate și ideea lui Mircea Chintus este că fată de fara. Epigrama gens suprim o știe orice literat, în veacul nostru s-a fixat cu pavelescu sinonim, un fel de șarpe înveninat, de-a cărui coadă neferit. Epigrama gen sublim, o știe orice literat. Mai este dacă ne gândim, o mândră fată de împărat, ce cochetase cu nigrim, se logodi cu cincinat și foarte mult s-a refuzat. Cu păstorel s-a cumunat. Epigrama gen sublim. E ăsta dasită rondel epigramatic. Deci sunt toți maiști epigrame. Aici. Și acum să vă citesc niște profitat din ora mea, am deschis acolo. Trece vremea, trece vremea. Da, mă, fotbalistul lui Dobrin, zis găscanul, mini fabulă. În sezonul încheiat, adversarii și-a pentat. Să vedem acum găscanul, nu știți că așa se vrea, dacă va dribla curcan. Revelion 73, mai doar 40 de ani, mai nu au trecut mai. Finaliștii Cupa Davis 72. Seară de Revelion, să uităm de Cupa Davis cu Ilie și Ion, vom ciocni Cupa Davis. Medicul meu cu list, după vorbe gin și twist, cu Duduia Lina, în sfârșit ca oculist, și-a orbit vecin. Unul boxer era și glașa, sunt mai degrabă sportivilor. Nici când
tot cu prietenii la masă, blestematul obicei nu-și lasă. După un șir de suci băute dușcă, trece la categoria mușcă. Da. S-au făcut și da? Da. Da. Mulțumim. Revin. 3 minute la fiecare intervenție, pentru că se mănâncă din minutele următoare. Eu am... Nu sunt mare specialist în epigrame. Justiția protestează, interlopii jubilează, manelistul e prosper, fiscul se uită la cer. Aici epigrama, ca să o vezi, te învăț, sunt dată trucul, e o capră cu 3 iezi și al 4-lea e lupul. Ăsta Sorin Olariu. Am să vă citesc la repezeală o poezie scrisă de Minulescu, în care au loc dialogurile dintre Flăcăul Arvinte, care a păcătuit în Săptămâna Mare, și părintele Vintilă, care cunoștea bine performanțele iubărețelor din sat. Profitând de ritualul spălării păcatelor, preotul dorea să știe neapărat cine a fost tânăra ispită cu care s-a greșit în grădină păcătosul venit la spovedanie. Poezia fiind lungă, numai dialogurile vi le citesc. La părintele Vintilă vine Arvinte cam sfios și se roagă: fie-ți milă de un suflet păcătos. Chiar în Săptămâna Mare, când tot omul e zmerit, și postește cu durare, uite, am păcătuit. Ai furat? Întreabă popa. Nu prea sfinte, fără vrere, m-am dat răului și hopa în grădină cu muiere. Vai de mine și vai de mine, greu păcat ai săvârșit. Însă dacă îmi spui cu cine, poate vei fi mântuit. Nu pot, a răspuns Arvinte, să-mi fac chinul și mai greu. Nu pot să o divulg, părinte, că mă vadă Dumnezeu. Nu cumva ai fost cu tanții din Zmârdan, de peste drum. Nu pot să o divulg, că Domnul mă trăznește chiar acum. Poate ai fost cu Mița Creața, cea ușoară ca un fulg. Cerem tot, ba chiar și viața, însă nu pot să o divulg. Măi, Arvinte, ai fost cu Leana care șa de pe Neptun. Oh! Degeaba îmi zgândă rana, fiindcă tot nu pot să spun. Bine, du-te, meditează și vii mâine mai dispus. Domnul să te aibă în pază. Sărut mâna și s-a dus. Ajungând în colț ca vântul, s-a întâlnit cu Calistrat, care întreabă: ei, preasfântul, de păcate ai dezlegat? Încă nu, răspunse Arvinte, foarte vesel și vioi. Dar aflai de la părinte încă 3 adrese noi. Domnul Primeacu. Mai departe. Are pont. Mai departe. Iar lui Primeacu. Da? Da. Mai departe. Are și pe Minulescu. Da. Minulescu era și era Primeacu. Am și Primeacu aici. Așa vă zic că mă zic eu foarte bun. Am venit doar să... Da, doamna Melania, tura a doua. Eu m-am gândit pe drum venind în coace și căutând locul de parcare, care e greu de găsit la ora asta, aici. Nu, de partea cealaltă. De partea cealaltă, de-aia am și întâlnirea și îmi cer scuze. M-am gândit să vă arăt că, dacă epigrama este, să spunem, o specie literară românească, nu este foarte nouă. Eu i-am găsit câteva izvoare în folclor. Și o să vă recit câteva... Sunt... fie strigături de joc, fie strofe scurte din melodii populare. Nu vi le cânt, ca să nu plecați înainte de sfârșitul evenimentului. Vi le recit. Sunt 5, că am zis că 5 e norma. Da. Prima ar fi așa, deci sunt, v-am spus, sunt strigături ironice care pot fi considerate și epigrame, dacă doriți. Badea nu mă juncă are și să ține gazdă mare. Dar avea și vă doi boi, nici n-ar vă lovi cu noi. Dacă trebuie să vi le traduc din limbajul de lenesc în română, cu cea mai mare plăcere. N-ai dicționar? Da, aici. Tot am zis că o să-l scriu odată, dar deocamdată e aici și aici. Una care îmi place foarte mult și e chiar mai scurtă, nu e 4 versuri, e numai 2, deci... Distic, dar cu atât mai mult e de apreciat că în 2 versuri reușește să spună ceva. E tot așa ironic, de data asta, de la Badea către Mândră. Ochii mândri n-au părete, unui negru și unui verde. 2, la fel, ușor ironice și poate cu un pic de apropouri de alea, mai deocheate, cum ziceau unii colegi pe aici. Nu sări mele pe sus, că s-o fustă polenus. Și apoi ți-a vedea tot satul ce vede numai bărbatul. Și alta tot cu polele muierii.
te cunoști, lele pe pole, că ești o femeie moale, că de-ai fi un pic mai iute, polele ți-ar fi lăute, bată-l până la gerunte, că de la gerunte în sus, dracule, mai știi cum uți. Da. Și preferata mea, deci number one... După Mihaela, nu? Da, preferata mea după mine. Preferata, deci numărul unu în ce privește... Din ce am găsit până acum, poate să fie și altele pe care de-abia aștept să le găsesc. Mândra mea s-a lăudat că nu e alta ca ea în sat. Bine-o zis că nici nu este mai de râs, mai de poveste. N-am reținut cum vă cheamă. Afanas Gheorghiu. Afanas. Despre plagiat. Toți curgem din Dumnezeu, tu, matale, dânsa, eu, veci de veci ne-am tot scanat. Ăsta nu e un plagiat? Ca o vită oropsită, dar cu umor încopită, eu, ca darwinist constat, că-s mai înțoi plagiat. Asemănare. E drept, marele Brâncuș asonează cu Gărduș, dar Brâncuș în cer de bate, iar Gărduș nu-i nici pe moarte. Gărduș e rândul lui care cere cărți, în ghilimele, de la scritori, fiindcă el cerșește cărți și deloc se astâmpără, îi zic public, nene, cartea n-o ciorni, se cumpără. Noului prezidiu. Da, se mișcă omenirea, nimeni nu zice nici pâs, fiindcă asta mi-i menirea, să fim toți mereu de râs. Domnul Farcaș, Turador. Pentru că ți-am amintit de bănică. Da. De tot așa, ce mai departe. Am cules de pe Click, mi se pare. La dimineața am descrie Andreea și Ștefan Bănică fac sex nebun. Treaba lor. După câte chiar ei spun, sexul lor este nebun. Și eu cred că se prea poate. Fiecare în altă parte. Da, corect. Corect, cel mai frumos. Nici nu e nevoie de albastru panaceu. Da. Următoarea care așa. Am revenit iar la povestea cu Udrea. Da. Cum știu modest din fire, n-ar trebui ca să te mire. Nu-i prea place să discute, dar sunt sigur că te-ar bute. Da, da, bute, doctor, da, sigur. Păi bine, bine. Da, următoarea. Următoarea o să iau de aici, a domnului Vasile Larco. Domnul Gărdușul cunoaște foarte bine. Nu? România mândră floare. E plecat. O floare este țara toată, un trandafir sau o lalea, iar unii spun că e mușcată, văzând cât s-au mușcat din ea. Da. Da, corect. Și dar nu e a mea asta. Avatarurile istoriei. Doar cei bătrâni mai pot să spună ce au tras sărmanii moldoveni. Atenție. Că s-au culcat cu noapte bună și s-au trezit cu dobre ieri. Da. Asta e epigrama. Asta e epigrama. Da. Eu i-am frații noștri din Ungheni, nu? Când asta e un epitaf, când moartea crudă, avem voi și epitaful, nu? Oh, da. Când moartea crudă și stupidă mă face luz, pământ gălbui, din el să faceți cărămidă, să cadă în capul știu ei cui. Gata, mi-a trecut pe mine. Gata. Ceva așa mai tare către mine. Ardejina. Parfum. Slavă ție, președinte, de când ai condus pe noi. De viza înainte, două secole înapoi. Corect. Locuirile de țară Ceaușescu a fost un as. Ne trebuie fiul s-o așadară ca să ia cea mai rămas. Bun. Gata? Mă avem un alt? Trebuie cine? Tu, Ravitor? Sau cu Făgăniță? Păi stai că pregătește-te. Sau n-ai apă? Domnul Cărduș? 3 minute. Strofe pentru eternitate.
epitaful. Și epitaful, de fapt, este epigramă, da, de exactă cel care le citesc în ordine. Pe piatra unui anume poet. Sub piatra aceasta zace un bărbat și se credea chiar un poet de har. Postum ca moștenire ne-a lăsat, doar datorii la fondul literar. Unui poet. Aici zace un bărbat, ca să nu uite, aici zace un bărbat și fericit ca în paradis, pe când trăia a publicat ceva mai mult decât a scris. Aici de lapidator, plagiator mai. Unui critic. În acest modest coșciuc zace marele belciuc, de-ar putea el și acu, tot ar spune nu și nu. Unui poet. Zace părăduc poetul, dar durerea nu ne îngheață. Ba chiar suportăm regretul, duh n-avuse nici în viață. Unui chirurg nepriceput. Zace în mormânt de o lună, însă nu-și găsi hodina. Știm acum și pricina. Spiritele se răspund. Unui fotbalist căpriu. Aici zace Nicu Trist și după cum bag seamă cu faima sa de fotbalist, el a golit o cramă. Un medic, acum pe ultimul meu drum îmi spun dorința răspicat. Eu, doctore, îți las postum reumatismul ce ai tratat. Da, mulțumim. Am câteva poezii politice, câteva strofe politice, câteva rapide, așa. Pensiile de politicieni români. Pensiile înghețare, inclusiv dorul de țară, nu vor să demisioneze prin și multe pioneze. Justiția protestează, interlopii jubilează, maneristul e prosper, fiscul se uită la cer. Așa. Am de la... Așa, la Craiova, repet, vă spun și dumneavoastră, am spus și mai devreme la Clubul de Aur, este un cimitir sinească, ca să numește, un cimitir mare, vechi, așa. A fost un schimb de epigrame între Policlet Popescu și Plopșor. Referitor la revistă, am citit revista voastră, gândul e bun, dar slova proastă. E proastă pe aici, pe colea, pe unde scris și tu în ea. Și aici, la un moment dat, am fost un afemeiat cu mari treceri la femei, chiar Sineasca m-a chemat să dorm în sânul ei. Repet, cimitirul Sineasca. Așa, aici am despre Tănase, vă spun... Ne-am trezit din hibernare și am strigat cât am putut. Sus cu tare, jos cu tare. Și cu asta ce am făcut? Am dorit cu mic, cu mare și am luptat, cum am știut, să avem nouă guvernare. Și cu asta ce am făcut? Ca mai bine să ne fie, ne-a crescut salariul brut, dar trăim în sărăcie. Și cu asta ce am făcut? Ia corupția amploare, cum nici când nu s-a văzut, scoatem votul totul la vânzare și cu asta ce am făcut? E lung. Asta? Da, e foarte bun, să zic cu asta ce am făcut. A vândut? Da, nu vândut. Asta s-a vândut, s-a vândut. Cu asta ce am făcut? Domnul doctor? Trebuie să vă mărturisesc că până în momentul acesta am fost o consumatoare de epigramă. Am citit cu plăcere, am râs, dar nu m-am gândit niciodată să mă implic. Totuși, cum scriu poezie de la 10 ani, mi-am adus aminte acum două strofe, nu știu dacă sunt epigrame. Nu contează, am spus, este cenaclu. Așa te și de voi, dacă este cenaclu. Voi râdeți din politețe. Am zis, este cenaclu epigramiștilor și cu poezie scurtă, deci nu e problemă. Doi cimpanzei prin uși de gratii se uită fix în ochii mei. De atâta resemnare în ei, încât mă întreb, sunt oare cei de după gratii, eu sau ei? Bun. Bun. O poezie scurtă, nu pregătiți. Mică, frumoasă. Bun. Unui pictor din satul mare, Ion Sasu, care semăna înspăimântător cu profilul personajului principal din grupul statuar elenistic Laocon. Avea și în atelier, în gips.
și, ca o particularitate, mergea tot timpul pe bicicletă și iarna, de unde i s-a și tras o căzătură, o fractură de șoldă. Așa. Și eu am spus așa, profil de la o convegetă, cu părul în vânt, se merge și de călare pe o bicicletă. O fiu la un com modern. Și atâta tot. Doamna Melania, ceva tunuri lungi. Mai am câteva epigrame, să văd ce succes am. Așa. Un îmblăguit. De nu privești prea clar prin geam, fiind afumat de așteptare și vlagă nu ai nici un dram, treci, îmbăiază-te în licoare. Unui pictor. Le-ai pictat pe toate bine, pentru artă ai curaj. Frumușeli, toți trag de tine, mai comandă-ți un tiraj. Unui epigramist speriat de repetiții. Ți s-a plafonat limbajul, fără câmp, confraz, talent, sărăcie în tot bagajul. Moare el, mor și tu lent. Unui împătimit, dacă ceașaful tău e gri și răsucit ca un odgon, iar în urechi auzi cri-cri, să nu mai bei odicolo. Unei nonconformiste. Duduie, ești cam decoltată pentru un secol dezmățat. Nu-ți zic să porți ca altă dată, dar nici în stilul dezbrăcat. Să-i urăm, să-i spunem la mulți ani. Zilele trecute a făcut o vârstă mare, mare, pe care o admirăm. De 28 de ani. 28 de ani, da. Să o felicităm și pentru faptul că vine tare din urmă. Vine tare din urmă, este de admirat. Vă mulțumesc. Da. Mai departe, o poezie scurtă, ceva mic. Doamna doctor, nimic? Data viitoare. Data viitoare. Da, mi-am amintit ce am avut, ascultând atâtea epigrame Hasli, mi-am amintit de una din tinerețile mele, din folclorul citadin, sau mă rog, Mahala, mai corect spus. Ce frumoasă e duduca, ochii atânci și umeri largi, dar duduca e ca nuca, ca să o guși trebuie să o spargi. Și una actuală acum. Steaua sus răsare cu viteză mare, dar beca de la vară cu valiza o doboară. Bună! Vă mulțumesc! Bună! Eu am să vă mai spun câteva strigături de acelea și trei bucăți și la sfârșit două epigrame. Una chiar îmi aparține și o să vă spun ce e cu ea. Deci începem cu strigăturile acelea. Mândra mea s-a bolnăvit cu o spălata s-a romblit. De spăla și lingurile o apucau frigurile. Tot așa, strigătură de joc. Da. Vă dați seama când joci cu mândră, ce-ți face foarte după ce... Bun. Să aduceți cât mai multe, foarte bune. Mândre? Da. Mândre, da. Ține mălele, tot așa, strigătură de joc. Ține mălele de aci să nu-mi cice ciucurii. Că ciucurii de mi-o pica, mi ținea de ce-i afla. Sfinții tăi o iagă plină, tu m-ai pus cu curuntină. Sfinții tăi o iagă golă, tu m-ai pus și tu mă scolă. Asta e mai mult autoironic, așa. Nu, mă refer la ăsta, nu la mine. E va bine că și o epigramă, dar nu spune la nimeni. Și o epigramă, tot așa, dinainte, sau nu era neapărat cunoscută, n-a scris-o ca epigramă, și mi-aduc aminte doar aproximativ celebrul Stan Pătraș pe una din crucile de la cimitirul Vesel de la Săpânța. Știți toți de cimitirul Vesel de la Săpânța. Unul dintre epitafele de acolo, repet, mi-l aduc aminte aproximativ, dar mă rog, ca idee. Zace aici, Soacra Mărie, Dumnezeu la el soție. Tri zile de mai trăia, zăceam eu și scria ea. Și a cincea, o epigramă pe care chiar am scris-o personal, dar tot așa, mi-aduc aminte doar aproximativ, am scris-o cu ocazia
cu ocazia împlinirii a 70 de ani de către maestrul Traian Gărduș, scriam la Zigzag pe vremea aia, n-a vrut să-mi o publice, că au zis că e, ziarul se numește Zigzag Româno-Canadian, nu Cancan. Deci vă dați seama. Epigrama spunea cam așa, încă o dată mi-amintesc aproximativ, dar asta e chiar apariție, deci creație proprie, nu dau vina pe alții. Maestrul face 70, dar zic și eu o vorbă două. Ca așa senin prin viață treci, că arăți chiar bun pentru 69. Apropo, că sunteți la punctul ăsta. Zilele trecute și dânsul a mai... Lumine că mai... A făcut 69. Maestru Jicul. Pe Corneliu Leu îl iubește foarte mult lume dintre noi, mai ales domnul președinte și eu. Una caldă. Timpul greu nu îl îndoaie, că nu-i leu mâncat de oaie. Și un arice. Dacă ți-ai mutat destinul la destine literare, tu pui barba, eu pun vinul și o să iasă în mormântare. Ultimele că l-am mușcat. Caii verzi pe pereți, ziceam, când eram eu mic, mai mare, dar eu m-am convins, mițeau, azi urmează toți măgarii. Unui confrate, poate fi fiindcă, poate să fie Alexandru Cetățeanu, nu se critică în absență, de să nu-i dăm la țurloaie, de se scrie în esență, de ce scrie în esență, este pișvază de ploaie. Celebrului Michi Farcaș, ai brodit o epigramă și am fost prost, că eu ți-am spus, însă din tragmei gamă, vezi că când cazi, cazi în râs. Cum mă, ce-i trebuie ce-i mai de frumoasă aici. Și acum, pregătiți-vă de fugă. Domnului președintele Cernaclu, Cernaclul nu dă înainte, vai de noi și vai de el, căci că pe președinte îl vrea păstorel la el. Da. Bun. De mine e vorba, de mine. Președinte! Da. 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 Domnul Farcaș. Am aici în epigrame ale lui Sorin Olariu. Îți dau un braț. Da. Retrocedare. Cu lacrimile în ochi și voi plângeau țăranii pe însărate. Le-au dat pădurea înapoi, cu un kilometru jumătate. Eșec medical. Ca pacient scria raport, când l-au adus de subțiori, era pe jumătate mort, dar l-au adus de două ori. Amantă versus soție. Dincolo de orice pact, de hârtii și de contracte, cu soția e un act. Cu amanta, ce de acte? Amanta ce? Ce de acte? Sau nu mai acte? Paradă gay. Când îi vezi, rămâi năuc și te întrebi în mod firesc. Dacă nu se reproduc, cum așa de se mulțesc? Asta, da. S-a făcut ce? Nu. Se mulțesc că ne știe. Da. Divorț amiabil. Să divorțăm civilizat, că doar niciunul nu-i mai braz. Tu nu mă suferi când sunt beat, eu nu te suferi când sunt treaz. Sorin Olariu. Da? Ați amintit de mai Doamna Gina. Tare, dură cu mine, cu cine vreți. Gina Cristul. Arde Gina. Profesorului Mioc din Timișoara. Modest și fără etichete, modest și fără etichete. Mioc, prin propria structură, îmi produce o mare sete, nu de apă, de cultură. Lui Cornel Ungureanu, critic literar. Ungureanu e o prestanță și o mândrie în Banat. Prin ochelari și prin mustață,
pare un critic foarte înalt. Doamna avocat Olaru, da? Timișoara. Eu sunt timișoreancă. Da. Și eu sunt timișoreancă. Și eu. Și noi suntem. Eu nu, m-a ferit bine. Ați fi căzut la revoluție. Hai de frate, cu pasul ăsta... Care Costache, fă-te de o cară. Fă-te pase, domnule, să-l băgăm la fotbal. Las că vin data viitoare. Pase, la poker, pasă de gol, pasă de... Uite, stai cu voi, la cameră, că tot lege. Haideți să vă citesc o poezie. Da, vă rog. Am spus cenacul de epigrame, poezie scurtă, glume și muzică și pupături. Și pupături. Voi trece la bancă. Și pupături. Auzi, nu-i mici, avem voie. Păi abia acum trebuie acum de să mulțumesc. Da, aia apariți. Aia apariți. Zici ce voi deschid. Te ascultam pe domnul Veico. Ce-am făcut? Da. Ce? Care mai e? Piatra grea a nemuririi, vrem să o ducem oricare, dar efortul ridicării îl lăsăm la întâmplare. Poate de prin cer să cadă o pară mai norocoasă, chiar și orbul să o vadă și servită pe o masă. Pe platoul de argint, cu fundițe și cu șnuri, fără niciun labirint și cu flori prin împrejur. Bani și titluri, ori mari funcții, diplomați și chiar de stat, cu onoruri și distincții, tu să nu fii de ochiat. Munca, frate, și sudoarea este drumul cunoscut. Și aceasta e întrebarea, ce-am făcut din ce-am știut. Domnul profesor, eu n-am clasa 12. Ce face că n-am clasa 12? Și nu știu să nu merg până la 5? Acum fac revederea, n-a și trimis unii mei. Să-mi aranjați pe mine cu clasa 12, că n-am clasa 12. Nu se mai ciocă vreo numai 10? Nu știu, dar... Nu, 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 profesor emerit, fost elev la liceu, a lucrat eu și domnul. Și este unul dintre alături de doctor Ghițescu, care și aici a venit la cenacul epigramiștilor, doar așa am sfârșit ca spectatorii întâi, că au zis că acolo se râde bine, e bună dispoziție și vin oameni de spirit, intelectual de rasă, că de epigrama nu este accesibil oricum. Mi-a și spus cum a devenit zic, lăsați domnul profesor, că aveți și tare și aveți și de toate, nu vă dați epigramiți, dar la concursuri și pe epigrame, tatele, luați toate premiile, ca așa, la profesor emerit, printre altele, nu mai spun ca lui Marea Mănescu, a fost profesorul lui Nichita Slănescu. Și cred că are a făcut o epigramă foarte bună, care spune, el a vrut să-l da pe, să-l facă matematician, dar n-a reușit și acum îl jur atât de mult, că e poet și că n-a scris poezie bună, sigur că e bună ca epigramă. Să vă citesc, doar. Deci, acesta e un Grigore, proieștean, era la liceul de Paima, acolo, profesor emerit, recunoscut și ca foarte sever, dar iar la el nu puteai să treci o lege. Dar ea chiar el spunea că a fost cineva până sus la ministru, în casă cu intervenție și zice, dar asta este cine e, dar cine e, profesorul copilului. Grigore. Grigore. Iar știa bine, foarte bine, pe soții minasiam, pe voi, dar nu știu foarte bine și
Asta este epigramă? Deci, zice, asta, acum pentru că este și, și vă pot cite și din Tălenciu. Sincer, nu. Da, un distic. Mâine vânzătoare. N-am vrut să plec cu sacul gol și am reînghușit-o cu un por. Anchetat de la portarul, nu l-ai văzut cu sacul încărcat? Păi îl văzui. Dar dacă mi-e cum n-am făcut, e păcrezi. Sunt foarte bun, dar asta sunt din Chinere, ce să zic. Vă citesc din... Uite că din urmă, da? Mici am nesupit. Mai bine. Da. Îl cunoaștem toți. Am făcut 96 de ani. Martie, este bun. La școală. Intră în clasă profesorul, ca să vedem că suntem mulți profesori aici după știrea. Intră în clasă profesorul și găsește în voi Răzberul. Cine a spart comutatorul? Călimar, spuse nerul. Conjugal. Nevastă mea, cuica, e pusă pe ceartă. Ce ai făcut cu țuica? Am făcut o eu. Este, are și versul, este fiul practicul Ion Ionescu, impulsarul, frate, și el epigramist. Deci se poate scrie și poate, chiar am să fac o cintă despre familia. Uite aici, Nelu Pintu, fratele lui. Una. Sora lui, are și o soră? Mai mare. Sora a murit. Vreți una mai mică? Un distic. Și-a dat volumul la tipar, tiraj, un singur exemplar. Bun. Rapid vorbea de domnul Farcaș de Ion Pribeanu. Verișoara. Prin anul 909 nu mai eram un oarecare, veneam la Clubul Lumea Nouă și alte cercuri literare. Îl cunoscusem pe Gârleanu, pe Cincinat, pe Eftimiu și a apărut de Minulescu Romanțe pentru mai târziu. Visam să cuceresc o lume, să schimb humorul și tiparul, că publicasem niște versuri într-un săptămânal țânțar. Văzând directorul revistei că am talent de completat, fără să stea mult pe cânduri, m-a angajat ca secretar. Redacția era în centru, o cameră unde încăpea birou, scaune, dulapul, maculatur și o carapea. De joi, când apărea revista și până lunea care vine, redacția era închisă și cheile erau la mine. Directorul, un om politic, cu redicotă și cu cioc, venea în timpul săptămânii, însă duminica deloc. Așa că tânăr cu speranțe, plutind în sferele senine, mi-închipuiam că toată lumea nu e altul mai grozav ca mine. Și într-o sâmbătă, pe seară, plimbându-mi visul pe lipscani, m-am cunoscut cu o fetiță cam de vreo 20 de ani. De parcă Dumnezeu din ceruri, vrând dorurile am înfrâna, o nimfă mi-a trimis în cale și mi-a șoptit. Iorică, na! Nici nu mai încăpeam în piele de acest potop de fericit că avea cosița în inele și în sân ascunși doi trandafiri. Gurița roșie și mică și ochii negri plini de foc, că tot privindu-i mi-era frică să nu prăznesc atât noroc. Ne-am dus la cinema, la clasic, un film cu Eva și Adam. O vorbă n-am scos pentru Nelic, că doar prin mâine înțelegeam. Târziu, cam după mesul nopții, cu un, ca un autentic amorez, am invitat-o ca să vadă redacția unde lucrez. În cameră, printre săruturi, înghirandate, în rondele, am proclamat-o într-o poemă, prințesa visurilor mele. Și dimineața, pe la 10, când vreau să-i mai dedic o strofă, deodată a bătut în ușe directorul. O catastrofă! În clipe de asta turbulente, tu nu știi singur ce să faci. S-a spus după video fetița sau cât mai grab, nici să te îmbraci. Și s-a întâmplat cum se întâmplă când ai un pic de prevedere. Eu nu mai pantalon și guler și ia cu nudul la vedere. Directorul, galant din fire, privind-o a șoptit, scuzați. Iar eu a spus, mie verișoară, venit aseară din Galați.
A scotocit prin sertare, a scos grăbitul manuscris și când bucata de plecare, m-a tras deoparte și mi-a zis să nu fii supărat, Iorică, însă aș vrea să spun ceva. Acum 3 luni fetița asta a fost și verișoara mea. Bravo, eu primeacu! Doamna Melania, cărbuni, băgați cărbuni. Sunt mai fade față de comparativ cu... Ăsta a fost mare. Maestru scrisului. Păi nu, a fost ăsta mare, da. Eu primeacu. Da. Deci, unei cântărețe. De necând ca o fântână, ce nu are apă bună, taci, Duduie, că faci unde? Ai și tril, dar se ascunde. Lui X. Descântă puica prin foiată, ascultă cui zice de dor, fiindcă o vezi mâine înfoiată și stornă un pui în cuvor. Tatianei. Tu ești feia din cenaclu, noi, azilul de bătrâni. Mulți nu am găsit speraclul. Tu te consacri, rămâi. Unui ins nisipitor. Fulger se rostogolește banul ce nu-i rămâit. Pe rotund îți dovedește când din mână ți-a fugit. Când scârție o epigramă, eșec total. Când scârție o epigramă ca să iasă din palton, când scârție o epigramă ca să iasă din palton și când colo, mare dramă. Nu-i nici cu, doar tu cu poltronă. Unuia fără inspirație, de te doare capul că n-ai haz, iar confrații te vorbesc de rău, hai, mai soargă dușcă de necaz. Și schimbă îndată acul la macaz. Unui ofticat. Descrii ca omul n-a plictis și curge nasul unui pix. Dacă în creație ai dat pix, petrece-ți oful cu omis. Doamna Cați, ai o glumă pe cuvânt. Nu știu, o glumă. Doamna Cați, deci să-mi vădă până mă. Doamna, nimic, o amintire frumoasă, o amintire frumoasă. De la Săpânța, m-a zis domnul pe un mormânt, unui trecător îi spune, zice, ce ești tu, am fost și eu, ce sunt eu, vechi și tu. Da, corect. Domnul Fincă, pas. Vreau să se filmeze, că am de făcut un anunț foarte important. Da, Bianca. Da. Am anilor în gestiune. Veniți români cu mic cu mare, vă propunem relaxare, veselie, râs, antret, la cenaclu, pastorel. Da. Da. Și încă una, dar asta să nu mai filmați că e politică. De când cu democrația, ni s-a suit la cap prostia, dar capul, după cum se pare, este tot la guvernare. Bun. Domnul Datu, aveți epigrama pe care ați pierdut-o și am regăsit-o și v-am dat-o? Care v-a împărțat? Da. Eu vă spun o amintire, mi-a adus aminte Traian cu acel profesor foarte sever. Nu știu câți dintre noastre au trecut prin Cluj, au auzit poveștile cu profesorii Ripeanu. Erau 2 profesori long time ago, la Politehnică, extrem de severi, dar care uneori când aveau ei chef de poante, așa făceau poante care au rămas legendare în Cluj. Și una care mie la fel îmi place cel mai mult este cu câțiva studenți veniți la ultima șansă, la reexaminare, ca să-și treacă examenul la profesorul, la unul dintre cei 2 frați, Ripeanu. Dacă nu îl treceau nici atunci, rămâneau repetenți, repetau anul. Unii chiar pierdeau facultatea de tot pentru că erau deja la a doua repetenție și pierdeai facultatea cu totul și așa. Bineînțeles, în bănci, toți extrem de emoționați, de stresați chiar de examenul care urmează, apare profesorul după câteva minute de întârziere așa și zice, bă, uite, astăzi sunt toate bune. Deci erau vreo 7-8-10 studenți. Astăzi sunt toate bune. Primul care ajunge la mine cu carnetul și mi-l pune pe catedră are 5.
În momentul ăla sar toți din bănci și încep să trecea fiecare de ălalalt să nu fie mai în față, o îmbulzeală așa enormă, unul dintre ei, mai solid sau mai norocos, știu eu, printr-o oarecare șansă, ajunge așa și pune cornetul, toți îl trăgeau să înapoi, el reușește să pune cornetul pe catedră, profesorul zice, da, bă, ești cel mai bun, dă-mi coace, ai 5, noi alalți aveți 6. Și acum, și s-a dus, le-a dat 6, așa. Și acum o epigramă care am scris-o, fără să știu ce comite colegul Marius, am scris și eu una cu cenaclu, chiar acum, în ultimele 2-3 minute. La cenaclu păstorel, eu atât am de zis, că venim de voie bună ca să ne facem de râs. Era o vorbă. Așa-i dorința vieții umoriștea. Nu, era o vorbă, ci că ai fost un om de râs și de petrecere. Da. Ziceți, domnul. Gata? Domnul poet Nepereche. Nu, n-am reținut dumneavoastră. Poetul Nepereche. Afanas Georgescu și Gigel. Nepereche, vreau să Nepereche. Vă spun trei fabule ultra bara scurte. Trei fabule pentru care am primit 3 luni de pușcărie. Gata, prima ai spus, următoare. Deci trei fabule de 3 luni de pușcărie. Când s-a împlinit cu zer, un vițel cu ochi de cer s-a înscris în văcărie și a scris în biografie. A murit lumea săracă, tata e bou, mama e vacă. Câinele s-a supărat și într-o noapte n-a lătrat. Iar stăpânul, cum se pare, nu i-a dat nici el mâncare. Și toți câinii știu de atunci, de nuladri, nu mănânci. Un cocoș dorind să fie mai ceva în găinărie, a scornit o modă nouă. Și cocoșii să se ouă. S-a scântit, ziceau vecinii, a dat în mintea găinii. Dacă nu ați înțeles, George Rusul ce a vrut, vă pot spune pe un vers, net idei de peste prun. Adică sunt în fel de fel de idei. Ziceți, domnul... Să revin la Bănică, pentru că am văzut că l-ați luat în seamă. După părerea mea, el, Ștefan Bănică Junior, este bine să infirme proverbul cu aștia. E cam departe de trun. Da, da, da. Mult prea departe. După opinia mea, poate greșesc, nu e decât un imitator. Uitați-vă la el. Cântării francezi, în vest, Elvis Presley. Da, 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 da. Într-o revistă de scandal, el se întreabă de ce Robert De Niro primește 30 de milioane de dolari pentru o filmare, iar eu numai 5 milioane. 5.000 de dolari. Da. 5.000 de dolari el și... Că asta a făcut de epigramă, care sună cam așa. Ia un mic respiro și ar să te scrie. El este De Niro, nu ești de nimic. Bravo! Asta e epigramă! Și ca o completare la această epigramă, ai să spui că prea insist, dar îți dau o veste. El nu e ca tine artist, la caftit neveste. Da? Că se știe că... Da, 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 da. O să spun un banc? Da. Bancul ăsta pe care vreau să vi spun, după unii, se pare că s-a întâmplat chiar în realitate când Ceaușescu vizita Londra. Da. Se plimba la un moment dat cu caleașca, cu regina din Londra și un cal, unul din cai, scapă și el un zgomot. Toți rămân înmărmuriți, regina începe să spună, ai sorry, să prind, nu știu ce. Sergiu Celac, așa-l chema, nu? Da, da. Care era translatorul. Ceaușescu întreabă, ce a spus regina acum? Aia. Ce s-a spus? Da, se spuză și ea, ce vrei să și mie mi s-a părut că a fost calul. Ce dure, bă! Doamna Zina, uitați-vă în ochii mei. Nu te da fi exact tu. Se pare că e adevărată povestea. Asta mă uită. Se poate, ca pe vremea lui Zăruri. La mulți ani și la mai mare gărdușa al nostru să trăiești. Cu epigrame și alte tufandale și în viitor să ne hrănești. Producțiile cerebrale cu prisos le-a dovedit. Păcat, cele sentimentale, pe nicăieri nu le-am găsit. Bun!
Gata? Domnul Gărduș, trei minute. Dreptul am trebuit. Domnul Gărduș, tu n-am uitat să dăm. N-am mandat aici, vă pot fi 30. Creciu, anul acesta, aceasta este o decaricatură făcut la o recitat de epigramă la Pitești. Cum îl dai? Și... Puțin diferit. Pe urmă i-am cerut eu. A, o altă... 25. Deci Crenciu născut în septembrie 1913. Un pic. Venea, îl uitam la Pitești, iar pe atunci acești lucrurile foarte bine, făceau mini-almanach. Și luam o grămadă de bani cu umor, sigur, de la acest eveniment tipografic. Facea și caricatură, și corbariștilor. Era 500 de lei, mă scot de bani. Dar avantajul era că era ce se făcea un loc, el puta expoziția prin țară, avea expoziție itinerată prin țară mare și acolo unde se țineau, se țineau bine, dar nici asta nu, și asta scrie. Și face plăcere pentru că Clenciu este un nume, după spun, și caricaturist și resăzite. Și care a venit mai să văd ce e minune acolo la ce, la cu epigramiștilor. Și când văd, am făcut din asta știu și eu, poate. Și, și este unul din epigramiștii de frunte. Unul Servil. Smerit ca în fața unor moaște, mereu încoboiat de trunchi, pe șeful său nu îl cunoaște, decât din tălp până în genunchi. Și încă una, părinții odrasle, de plâng cu lacrime amare destinul lor copleșitor, să simtă veșnic pe spinare toiagul bătrâneților, bacșișul, dar zicala cu pocnos se impune o completare. Banul nu avea miros, dar bacșișul sigur are. Iar aici este Aurelian Păunescu, n-am cunoscut un boșit, care era pe atunci aproape în una genar. Avocat, el e culegea de epigrama lui Trevedia și Carotescu din 33. Nu mi amintesc, dar o epigramă atât de bună, nu e aici, aici are altă epigramă, uite. Are Vișor prima dintre ele. Deci, născut jurist în 94, deci ar avea 119 ani atunci. Are Vișor. Când văd cum înspre cum pornesc, mă uit și nu știu ce să spun. Noroc în drumul lor plesnesc ca o bășică de zon. Are o chestie colosală și mai ales că a scris-o la o băsună, la o epigramă, cel puțin non genar, unii mini-jupis. Nu amintesc. Din fusta cândva lungă, tot scurtând-o mai mereu, în curând o să ajungă unde aș vrea să ajung și eu. Referitor la cartea mea, Gloanțe cu dedicație, domnul profesor a plecat, mi-a scris o dedicație. La distinsa lui lansare vin doar fețe literare. Meșterul din vari, din vari nuanțe ne oferă numai gloanțe. Pese vă propun o licitație, dar fără imprecație. Mai vreți o dedicație? Bun. Acum, rapid, am mai spus mai devreme niște anunțuri. Vând câine, mănâncă orice și îi plac foarte mult copiii. Căutăm bărbat pentru lucru la fabrica de dinamită. Trebuie să fie dispus să călătorească. Castron pe placul oricărei gospodine cu fund rotund pentru batere eficientă. De vânzare birou de epocă pentru o doamnă cu picioare subțiri și sertare largi. Prăjitor de pâine, un cadou apreciat de întreaga familie, ard de pâine automat. Mașini uzate, de ce să te duci în altă parte ca să fii păcălit? Vino aici. Căutăm un om să aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează și nici nu bea. Vând pat pentru copil cu picioare de fier.
Tânără doamnă drăguță, inteligență, caracter, familie bună, dorește căsătorie cu un domn bine situat care să aibă un oportunit. Ofertele se vor adresa subsemnatei însoțite de, mă rog, asta e mai slab. Angajăm paznic de zi la un bar de noapte. Da. Domnul doctor. Iată, vă e rând. Nu sunteți nici de dragul mai ilios. Dintre sute de catrene cu aspect de epigrame, și fac multă gălăgie, oare câte vor ajunge într-o bună antologie? Bună! A propus eu, a propus dânsul să ne adunăm într-un volum. Da, următoare, mă aveți. Redactor de carte să nu fie Adrian Adrian. Da. Eu îmi amintesc pe profesorul Marius Mindeanu de la Brășoara, care întotdeauna le delecta cu niște poezii în grai bănățean. Și eu am o asemenea poezie, dar este a mea. Se numește Excursie Psicoturistică. Răvaș de la colega voastră invidioasă, Melania Caragioi. M-am ghingit cu Ion al meu, că poate n-om ieși rău, să mergem un pic prin lume, vezi, Mărie, cât ce-a spune. Și într-o zi am și plecat, să vă zic cum am umblat. Alergând după un robot, mi-am crăpat blujii de tot. Na, copeica, ia copeica, uite așa am luat și o ceaică. Aș mai lua un grill cuptor, un vluguleț și un tractor, tu, nedracul, voi de proști, unde rău ați ascuns bolta? N-am venit la voi ca goști, nu mă mai preumpră Volga. Chilimbar n-o mai rămas, l-or luat bănățăni acasă. Stop taxi, du-te la gară, du bagajul, vină iară. Mulțumesc! Da. Doamna, ceva nou, o amintire de ieri, de mâine? Da, domnul Fic. Un banc aici inspirat de prietenul meu Adi Ardelean, care este și Ardelean, un banc cu ardelei. Un banc cu realitate. Ion și Gheo stăteau pe marginea drumului. Ioan îi zice, mă, Gheo, mă, cui pariu cu mine, mă, că mai puțin de 10 minute trec stradă. Nu, că dar noi fi fulger. Și o propunere cu domnul președinte, vă rog, o propunere. Deci să mutăm, se filmează, vă rog. Să schimbăm data de joi, în altă zi mai devreme, în cursul săptămânii, pentru că am primit reclamații de la popă că ardelenii râd în biserică, duminica. Nu face să spun bancul cu Olteni. Doi ardeleni. Știi care e bancul cu marșoltenilor? Să spun în primar, nu spun aici. Doi ardeleni pe plată, cu curțile în sus, unul citează iar, orat, privea la mândra mare. Măi, Gheo, mă, rău-i, mă, să fii prost. Eu stă să gândește cum să zice, mă, mie îmi spui. Soțul își privea nevasta care citea o carte și se uită la așa, transportat la 10 minute, 20, o jumătate de oră, o oră. La un moment dat nevasta vede că ăsta se uită la ea așa și zice, dar ce ai, bărbate, ce te uiți așa la mine? Draga mea, nu știi ce frumos ești așa cu gura închisă. O contemplat. Un ardelean privea pe plajă la hotelul care făcea flotări. 1, 2, 7, 9, 9, 9, 111. Ce râzi, baghe? Râzi, zice, conii s-au plecat. Domnul Farcan, da? Da. Vine într-o zi Maria către soțul ei și spune, nu, invers. Ion vine către Maria și spune, vezi, dragă, că nu mai trebuie să ducem vaca la taur. Acum sunt timpuri moderne, vine veterinarul, să mulțează el. Și el pleacă, îi vede treabă. Vine veterinarul, bate la poartă, am venit să vă mulțez vaca. Da, da, știu, mi-a spus soțul meu, veniți după mine. Îl ia în graj, zice, uitați, aici aveți vaca. Și acolo un cui să vă atârnați pantalonii. Nu știați? Ceaușescu în China, când a făcut el vizita celebră în China și Corea în 71,
A venit Cioen Lai la el și l-a întrebat, spune și mie așa, o estimare aproximativă. Cam câți dușmani ai tu în România? Cam vreo 20 de milioane, spune Cioen Lai. Nu, China. Cioen Lai zice, cam vreo 20 de milioane. La un miliard, la care le-a zis, auzi, Nicule, ca la noi. Și mai era tot în Corea, nevasta lui, cine era, nu mai țin minte, președinte, i-a admirat pantofii Lenuței și i-a spune, da, ăștia sunt lucrări de diploma soțului meu. Da, s-a venit în Corea. Da, ați observat, apropo de asta, că el vorbea așa cu gura strâmbă, puțin Ceaușescu, da. Nu îl vrea, aici ținea, în partea aia ținea cuire. Da, 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 da. Și de fier și de lemn. Un adolescent care a ieșit după la 15 ani, mama lui se gândește, cum să facem să inițiem în tainele amorului. Vorbește cu tascu, uite, are, am plin 15 ani, ar fi cazul să... Bă, da, dar sunt jenat, nu știu cum să-i spun. E, păi el și tu cu plante, cu animale, cu stamine, cu pistil, cu nu știu ce. Bine, pleacă maică să-l ia departe și spune, vine cu tătică. Ți-a plăcut atunci când ai fost cu tata la bordel, acolo, la... A, da, da, e bine, tot așa e și la plante și la animale. Mai am dreptul? Ce n-ai întrebat, ce e bun? Doi milițieni stăteau în bar la Catanga, în București, și erau așa într-un colț mai izolat, nici vedea nimeni, și vreau să bea lichiorul moca, dacă mi-a ținut. Da, da, da. Și fac semnul cu Catanga când apare. Ospătar, două moace aici, să dai aici, m-am observat. Cum ați intrat? Așa e că cere să mai vină un cior că plătește, că plătește interior. Teleor, prin un epigram, știu. Ba, am trebuit sau mi-a... Teleor n-are parare, aș plătește ca dialog. Dialog, n-a terminat-o. Bine, să știți că la epigram se merge, te rupe, vine copanță și pasă. Adică se dialoghează. Eu, imposibile, nu mă te întrerupe. Uneori și duelează. E clar. Oamenii de știm niciodată nu se mă proști numai care mă monologhează să te de întrerupe. Are cunoscut ținut. A spus că nu mă te-am continuă. Și Alcescu a vrut să vadă dacă e cunoscut în țară. Și în timp ce vrea cu elicopterul, vede o turmă de oi cu ciobani și zice, ia coboară aici. Coboară, se duce la primul cioban pe care îl cunoște în cale și se uită la el așa, zice, mă cunoști pe mine? Stai, 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 stai. Cum nu, nu, uite-te mai bine. Eu am vorbit aseară la radio. Atunci este seminarul, îl cheamă și Pasile, Gheorghe, veniți cu aia, ăsta-i Noel Bernard. Doamna, cine așa ceva tare? Eu știu, corect, să-l trimit pe nou. Energie zero. Da, bea, Domnul profesor. Domnul profesor. Domnilor, aici am atâta bibliografie și atâta alte oameni la fel. Față de care am atâta respect și acum, din păcate, nu mai sunt. Nu mai respect. Uite, acum... Nu mai respectam. Nu mai respectam. Nu mai respectam. Nu mai respectam. Le-am văzut o George, metrul meu în ale sonetului, văd aici, văd în Bravo. Ziceți epigramele că și aveți timp puțin și mai facem o tură de știu eu pe cine, din Sorin Pavel, care este... La pagina 71, da. Nu? 73. Pentru Sorin Pavel este fiul... Lumea. Nu Sorin Pavel, un prietenul cu Ciuța. Acum Ciuța mă întrebava dacă îl cunosc pe Sorin Pavel. Uita, probabil. Ciuța. Clujul, chestia. Și tata a fost pe filmul său. Deci, știi că eu l-am numit ambasadorul nostru la Viena. De fapt, așa e, Sorin Pavel Junior s-a născut la Viena. Ați auzit? Îl mergi pe... Da, Sorin Pavel, seniorul, filozoful, de altfel, și el ești la lui Naionescu, s-a căsătorit cu o vieneză, de altfel, el are un frumos profil, ca și un blond și un frumos profil. Asta e prima epigramă, nu? German. Da, meritat că erau formidale epigramă și toate epigramele erau filozofice. Uite că scapă, uite, hop, l-am găsit.
Vodea prost. Uitați. Vodea prost. Vodea prost. A murit de tână, când nu trebuie mai cu tremurul lui. Deci, 38, născut 77, 39 de ani. Tenician n-a putut mai mult din cauza tatălui. A fost și n-a fost. Un oședință mare. Dușman, de au la rând, pentru că toate sunt antologice. Dușman de moarte ai risipei, citează învățat și legi, făcând apologia clipei în pledoarii de ore întregi. Păcătorului de nimic, evitând pe cei cu samba, are grijă toată ziua ca să nu se verse apa, ba să nu se verse apa, ba să nu ia altul piua. Cotidian. Nu cred să mai existe raiul descris într-un eres matern. În schimb, sunt sigur de infern, că circulă zilnic tramvaiul. Ultima. Prenupțială. Credința-i jură cu temei în fața legii cu pricina. O viză de flotant din tei și în buletin. Și un buletin din Corentin. Înainte de a vă pune muzica, din nou, am niște premii, mă rog, premii, ce-am putut să cumpăr și eu, și vă cer părerea pe cine premie. În mine, în urmă. Vă propun, sunt două doamne cu producții proprii. Doamna Gina și doamna Caragioiu. Sunteți de acord? Da! Da. Prin asta o să... După o săptămână de boală... Așa, o să o cura asta, asta de râs face bine. Cu bațe! Cura asta de râs face bine. Am un... Data viitoare puteți să luați asta cu premiile alfabetic, vă rog. Un repertoar pentru telefoane. Sunteți de acord să-l oferim doamnei Letiția Benibacă, invitata de onoare. Și o vrem constantă. Am știut adresa, am știut telefonul. Mulțumesc! Cupo, peste două cenacuri să dați premiile în ordine alfabetică, să fac și eu. Permiteți să dau un pix cu patru culori domnului Adi Ardelean. Să scrie mai bine. Așa scrie. Să scrie mai bine. Să scrie cu culoarea roșie despre noi sau cu neagră. Tot cum crede dânsul de cuvinte. Am o obiecție. Da. Culoarea portocalie, nu aveți acolo, că scrie la pagina românească. Portocaliu însemnează încredere în tine. Culoarea portocalie semnează încredere în tine. Roșu înseamnă sânge de iobac. Mai am un pix. Dar dacă n-ai faci din roșu și din galben, nu-ți ții portocaliu. Că să-i fie pe plac șefului. Păi îl oferim. Mai am un pix. Îl fiindcă te duce cu mașina. Are. La sorți. Tragem la sorți. Faceți chiar domn profesor Ipeanu, primul care ajunge la masă? Nu, rulete rusă. Ripi. Îl facem trântă. Ia uite. Domnșoară, vino să iei pixul. S-a bătit. Domnișoara Pianu. Ai noroc că nu-i tată să ce. Spui așa ceva la un domnișoară. El își lua asistenții nu prin concurs. Întâmplători în discuție. Discutând în compartimentul din tren. Aia, nu știu, tot așa sonat, dar matematician, făcut, dar... L-a luat de pe la țar, unde era la tască de matematică. Prolog. Mie însă și stimatului auditor. Ce avem azi la cenaclu? Râdem, seară de umor.
nu găsești în poezie, atunci râzi de autor. Asta-i bună. Răspuns în cenaclu. Pentru sfat vă mulțumesc. Epigramele sunt cam tari. Dacă supraviețuiesc, nu mai bag bățul în vespar. Un alt răspuns. În cenaclu simt căldura, grijii care mi-o purtați. Am ieșit cam jumulită, dar mă simt între confrați. Jurămânușesc. Am să-i fur mercului scara, să mă urc pe eșafot. Nu vreau să-mi văd călăul, urc un ultim drum în pot. Stimatului auditor, auditorul, pentru frumosul timp ce l-ați pierdut, mă simt gânganii de sub covor. Rămâne să vă prind cu un rebut și atunci am să râd și eu să mor. Doamna. Eu care l-am iubit foarte mult pe Ceaușescu, i-am dedicat o poezie. Tot de pentru niște gratii. Pe care am reușit să o public într-o carte, o să râdeți, nu a publicat cartea asta cu fabule nimeni. Și până la urmă am dus și am publicat prin exact la editura de dictată. Când am găsit niște băieți de seți, le-am dat brânci. Cartea am văzut la librărie, să când să mă duc la librăria militară după 6 martie să lansăm cartea, nu aveam crezi că poporul o cumpărase din anii porcului. Porcul. Fabula porcului. Dedicată în tovarășul. Și tovarășul. Porcul pe avieții cale, dibuind după miros, a dat peste portocale și s-a pus pe trai vârtos. Se îngreșa într-o zi ca în două, că era de rasă York, și în cocina cea nouă, domnul și cu doamna porc, prelungeau luna de miere până către infinit. Porcul într-o zi, muiere, știi la ce am fost gândit? Am să facem știri și vorbe, să ne punem pe la râs, că e modern, niște podoape și las nou pe gât. Domnul porc și-a purcică, tot nu sunt pe paftii sorți, într-o dimineață cică se treziră ambii morți. A fost jale, jale mare, cu anunțuri la ziar, parastați la porcii care, oh, ca dâncii porci mai rar. Să termin porurghia, iată ce moral am tras, când te pierde lăcomia, eu nu-ți vin la parastas. Și chiar așa a ținut o părășupor, că a murit și a făcut parastasul reivinat. Ieri mi-au făcut la canța. Domnul Falcaș, eu mai am două, scurtești. Da. La Radio Revan și v-am întrebat, cum putem face ca să plecăm în America? Păi ne lăsați numărul de telefon, adresa și vine cineva să vă ia. A doua este, acțiunea se petrece într-un oraș portuar, într-un birou, unde era un singur bărbat și vreo 6-7 femei. De, ăsta avea obiceiul că în fiecare dimineață când venea, făcea bancuri cu conotări, cu apropo. Cu conotație sexuală. Până când astea s-au supărat, au zis, dacă și mâine mai faci așa, ne ridicăm toate și plecăm. Vine la doua zi și eu, știe domnul Darcu? Știu. Dacă știe, nu mai zic. Nu. Și vine ăsta în birou și zice, fetelor, acum a costat o navă cu vreo 300 de marinari și cam de vreo 2 luni au văzut femei. Astea se țin de curs, se ridică și pleacă. Asta se zice, stai, că vaporul stă 2 luni aici. Da? Doamna Gina, priviți-mă în ochi. Sunt operat de recent de cataractă. Corespunde cu aniversarea mea de 20 mai, cum Dumnezeu da, aranjează. V-am nimerit? Cum Dumnezeu aranjează. Dar să n-am nimerit-o aniversare. V-am nimerit-o, nu? N-am cuvinte să mulțumesc, nu sunt în stare. Am promis în ziar că cenacul va avea și niște premii după puterea mea. Deocamdată, cine vă finanțează, sincer? Dom'le, am vorbit mai devreme de cimitirul Sinească. Am cineva la cimitirul Sinească. Înseamnă că e profanator de morminte. Și se mulțește un loc. Pe
până ca anul ăsta s-a întâlnit centenare. Întâi mi-a făcut acest tablou caricatură. Dar dându-i ideea să facă ceva în care să reasă că-s prof de engleză, a făcut această minunată treabă care este absolut, absolut colosală. Shakespeare, se vede, iar tânărul și ambițiosul epigramist îl sapă, stupoare. Dar eu îi spun, nu-l dărâm precum s-ar crede, îngrijesc de spațiul verde. Uite, cred că mai Dumnezeu zice că cimitirul, ce cimitirul nu. Nu mă citesc deloc atunci, domnule. Merită amintit Giuseppe Navara pentru cei care au vârstă, totuși, pentru că pot în mod lucru ca pe 25 de ani. Bun prieten, dar excepțional. Are și sonetii și colecționate cărți de epigrame. Iar aici am o dedicație a lui frumoasă de la Pitești, confratelui Drangăduș, dacă sunt și prin Pitești umoriști mai englezești, cel mai hântru și ghiduș, sigur e Traian Gânduș, cu sinceră amiciție, Giuseppe Navara, 31 ianuarie 80, Dumnezeu să odihnească. Două epigrame numai din această frumoasă pagină dedicată de revista. Epigrama pe plajă, pentru că e sezon acum. Am zărit la mare o fată absolut neconformistă. La nudiș părea îmbrăcată. La îmbrăcați părea nudistă. Unul indolent, sperând de lene ca s-o scap, pentru că aici trebuie unei femei, și că o voi pune pe picioare, am încercat să-l bat la cap. Dar știți ce rezonanță are? Nu știu dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, nu mai veniți. Dacă v-a plăcut, o luăm de la început. Mulțumim de inimă partidul. Dar nu ne-a dat nimeni la fără, domnule. Nu ne-a dat nimeni la fără. Setea. Nu ne-a dat nimeni la fără. Dar vreau să spun că dacă am, cum se zice, am făcut tot ce am putut. Încetuți, încetuți. Da. Era loc și pentru mai bine. Am făcut tot ce am făcut. Da. Și dacă tot nu v-a plăcut, dacă aveți muzică bună, aduceți. Este. Tudor George aduce. Muzica nu era. Ca profesor stricat al lor. Nu, lăsați aia, lăsați aia. Cenacru avem. Da, așa e epigramă. Avem cenacru. Asta este o formă fără fond. Avem cenacru. Sau unde sunt epigramiști? Să vă de gardă, să vă urniță. Asta e cartea care se va lansa sâmbătă? Da. Aici au fost pe
Dar suntem în nou. Suntem în nou. De care să vedem? A, uite-mă! Băi, la bătrâne, suntem eu. La poze pentru eternitate. Doamna Gaț, la poze, veniți la poze, toată lumea. Da, da, Veniți la poze! Toată lumea!